În Statele Unite ale Americii, mai precis în statul New Mexico, doi catolici, soț și soție, au dorit să devină ortodoxi. Preoții le-au spus că se poate face prin botezul cu treia afundări sau doar prin citirea exorcismelor și mirungere. Ea a ales botezul prin întreirea înfundată și s-a botezat prima. Bărbatul a ales doar să-i se citească le pădările. Cineva a făcut poze cu botezul lor și iată ce a văzut atunci când fotografiile au fost tipărite. În fotografii se vede cum chipul bărbatului după primirea mirungerii este un chip obișnuit, iar chipul soției sale, aflată în stânga sa, este luminos, așa cum descriu Sfinții Părinți sufletul omului după primirea Sfintei Tainei a botezului. Există varianta și că soțul s-ar fi botezat, dar prin turnare. Oricum ar fi minunea săvârșită cu această femeie, este o dovadă că papistașii nu au botez, că de altfel nu au nicio sfântă taină ei fiind în afara bisericii. Iar dacă acel bărbat a fost botezat doar prin turnare, este evident că doar botezul prin întreita afundare este valabil, iar ce se practică de unii preoți, adică stropire sau turnare, nu se poate numi botez și să cu un păcat enorm că privează pe oameni de Sfântul Botez. Reamintim canonul 50 apostolic care ne spune cum trebuie să vârșiți Sfântul Botez. Botezul se săvârșește prin trei afundări, dacă vreun episcop sau prezbiter nu ar săvârși cele trei afundări ale unei singure sfințiri, adică a botezului, ci numai o afundare, a acea care se dă, adică se practică pentru moartea Domnului, să se caterisească. Pentru că nu a zis Domnul într-o moartea mea botezați, ci mergând învățați toate neamurile, botezându-i pe ei în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.